Acesta este doar inscripția unde se crede că s-a întâmplat ceea ce vom citi imediat. Am nevoie de un voluntar să citească un pasaj din Faptele Apostolilor de la versetul 9 la 20. Corneliu întors la Dumnezeu. A doua zi când erau pe drum să se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al nouălea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a găzut într-o ispită, într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă de mare legată cu cele patru porțuri, coborându-se și slobodând în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și tântoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis, Petru, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, că și niciodată n-am mâncat așa ceva sporcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși, a doua oară, ce i-a curățit Dumnezeu să nu numești sporcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. De când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimiși din Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au intrat la poartă. Și i-au întrebat cu glas tare, dacă Simon zis Petru găjduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vederea aceasta, Duhul i-a zis, iată că te caută trei oameni, scoală-te, coboară-te și du-te cu ei, fără șovăire, căci eu i-am trimis. V-am spus că mergem și noi pe urmele apostolului Petru, venind din Cezarea și am ajuns la Iope, unde Iope stătea, unde Petru, mă scuza, stătea la un om care se numea Simon și el era tăbăcar. Ce înseamnă tăbăcar? Era un om care se ocupa cu spălarea și vopsirea pieilor. Iar dacă făcea lucrul acesta, înseamnă că trebuia să fie foarte aproape de o fântână ca să aibă apă tot timpul. Iar pentru că fântâna din Iope a fost găsită foarte aproape de casa aceasta, de locul acesta, de aceea s-a stabilit, tradiția spune că aici s-a întâmplat lucrul acesta. Nu se știe cu exactitate, pentru că toate clădirile nu sunt de acum 2000 de ani, de pe vremea când Petru a fost aici, însă e foarte probabil să fi fost aici, pentru că suntem foarte aproape de mare, potrivit descrierii Bibliei, și aici s-a găsit această fântână care foarte probabil ca Simon s-o fi folosit pentru a spăla pieile de animale. Iar astăzi această casă aparține unei familii de armeni. Armenii sunt primul popor care au trecut la creștinism și ei se numesc familia Zakarian. Nu locuiesc aici, de fapt nu locuiește nimeni aici. Este doar un obiectiv turistic ca să înțelegem mai bine cum arăta locul sau Iope pe vremea lui Petru. Astăzi, Iope este un oraș al artiștilor, se mai numește, de fapt e un cartier și de aceea o să vedeți zodiile, pentru că toate străzile de aici sunt numite după o anumită zodie și o să vedeți semne ca acestea la fiecare străduță. O să vedeți de asemenea și foarte multe statui sau picturi sau oameni care cântă pe stradă, pentru că cei care locuiesc aici sunt artiști. Însă pentru noi locul acesta este important pentru că înțelegem că de aici a pornit creștinismul între neamuri. Ce înseamnă de fapt vedenia pe care Petru a văzut-o? I-a spus Dumnezeu că de acum încolo poate să mănânce porc sau alte animale necurate. Nu acesta era înțelesul, ci faptul că trebuia să meargă în Cezarea și să îi ducă Evanghelia lui Corneliu, care nu era evreu, pentru că până atunci evreii nici măcar nu mâncau, nu stăteau împreună cu neamurile, erau considerați necurați pentru ei, însă Dumnezeu îi arată lui Petru că nu este așa și că el vrea să deschidă împărăția cerurilor și pentru ei. Deci putem înțelege că de aici a pornit totul. Din pricina locului acestuia și noi astăzi suntem mântuiți și avem șansă la mântuire. Corneliu, sutașul Corneliu din Cezarea fiind primul dintre noi, să zic așa.
O să vă las dacă vrea cineva să facă poze cu casa lui Simon Tăbăcarul. Dacă nu, mai avem încă o oprire și o să vă eliberez la timpul liber pe care vi l-am promis.